caz revoltător în Bihor, o fetiță de 12 ani a fost violată de concubinul mamei, iar procurorii l-au lăsat liber pe bărbat, motiv că nu au dovada că fata n-ar fi consimțit. Și fix acum 34 de ani a fost cea mai sângeroasă zi la Timișoara, cu zeci de morți după ce armata a tras în propriul popor. Banii pe care românii vor plăti la anul pentru facturile la energie și gaz sunt o necunoscută. Statul e dator furnizorilor și nici nu a inclus banii restanți în legea bugetului. Marius Săizu vă prezintă Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor! Caz revoltător în județul Bihor. O fetiță de 12 ani a fost violată de concubinul mamei, iar procurorii l-au lăsat liber pe bărbat. Mai mult, minora a și născut un copil după viol. Deși parchetul de pe lângă judecătoria Marghita a fost sesizat încă din vară despre abuz, victima a fost lăsată să locuiască în aceeași casă cu agresorul. Vine cu detalii despre acest caz corespondentul nostru, Oana Spiru. Bună seara, Oana, te ascultăm! Povestea halucinantă a fost semnalată în comuna Spinuș din județul Bihor, unde fetița locuia în casa deținută de concubinul mamei alături de fratele ei geamăn și o soră. Totul s-a întâmplat în urmă cu aproape un an, însă abia joi, când procurorii au primit rezultatul testului ADN, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și pus sub urmărire penală. Însă doar pentru act sexual cu un minor, nu pentru viol. Procurorii au refuzat să ceară arestarea lui, susținând că așteaptă dovada experților că fetița nu și-a dat consimțământul pentru a întreține relații sexuale. Între timp, fetița a născut un băiat și a fost dusă alături de acesta într-un centru de primire a minorilor abuzați. Atât deocamdată de aici, la revedere! În praf de sărbători, cei vârstnici au nevoie poate mai mult ca oricare dintre noi de alinare, gânduri bune și de multe motive să-și uite greutățile. Pentru unii, asta s-a întâmplat. Unde și cine i-a încântat, aflați în câteva minute la Focus. Un sucevean de 30 de ani poate spune că a trăit un miracol. A supraviețuit deși a stat 8 ore sub pământ prins de un mal căzut peste el. Tânărul lucra la o fântână în momentul în care pământul s-a surpat și l-a acoperit. Pompierii l-au găsit în viață la 8 metri adâncime, acoperit de un strat de pietriș. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. De drumul la cordiții. Și mutăm cordițele pe partea asta la altă. Cordițele pe partea asta. Asigurați-l cu centurile și mutăm pe partea asta la altă. Cască în cap, guler cervical. După 8 ore, timp în care nimeni nu mai credea în șansele de supraviețuire ale bărbatului, miracolul s-a produs. Sucevenul de 30 de ani a fost găsit în viață. Bărbatul împreună cu alți doi lucra la curățarea unei fântâni în comuna Pojorâta. Din nefericire, când era la 8 metri adâncime, un mal de pământ s-a surpat și s-a prăvălit peste el. Martorii au sunat imediat la 112. A urmat o luptă contra cronometru a salvatorilor. La fața locului s-au deplasat pompieri militari cu două autospeciale cu accesorii specifice acestui tip de intervenție, inclusiv modulul multirisc. La locul evenimentului au intervenit și două buldo-excavatoare de la Comitetul Local pentru Situații de Urgență Pojorâta. Cele două utilaje au excavat până la o adâncime de aproximativ 4 metri, iar pompierii au consolidat zona și au continuat săpăturile manual. 8 ore a durat coșmarul suceveanului, care, după ce a fost scos de sub pământ, și-a spus povestea salvatorilor. Nu știe cum s-a întâmplat, doar că a simțit cum a picat pământul peste el și s-a ghemuit. A auzit cum lucrau colegii și a zis că sigur o să ajungă la el. A spus că a stat ghemuit și a respirat între picioare și a auzit tot ce se întâmplă afară și s-a rugat la Dumnezeu să-l scoată cât mai repede și că timpul a fost prelungit. Din fericire, tânărul nu a suferit răni grave. Conștient, cooperant, de la locul solicitării, stabil hemodinamic și respirator. A fost dificilă, având în vedere faptul că este politraumă și a fost găsit sub un mal de pământ. A stat atâta timp. Bărbatul în vârstă de 30 de ani a fost dus la spitalul din Suceava pentru investigații medicale. Sperietură zdravănă pentru 20 de turiști care se plimbau astăzi cu mocănița Huțulca din județul Suceava. În timp ce mergea în zona localității Moldovița, locomotiva a fost lovită de un autoturism. Șoferul tocmai ieșea dintr-o curte, dar nu s-a asigurat și a fost acroșat. În urma impactului, atât mașina cât și locomotiva au rămas suspendate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Mecanicul de pe locomotivă și șoferul au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost unul negativ. Polițiștii l-au amendat și
i-au suspendat permisul șoferului pentru că nu a acordat prioritate. Un incident asemănător a avut loc anul trecut în aceeași zonă. Atunci o femeie a ieșit tot dintr-o curte fără să se asigure și a lovit locomotiva care a deraiat. Cine uită e complice, asta au spus sute de timișoreni care au ieșit aseară pe străzile orașului la Marșul Eroilor, un omagiu adus celor care s-au jertfit în decembrie 89 pentru libertate. Organizat cam fiecare an de suporterii albi violeți de la Drucheria, marșul reprezintă o aducere aminte a ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 34 de ani pe străzile Timișoarei. Păcăr, păcăr, de sângele vărsat, păcăr, păcăr, de sângele vărsat. Ca de fiecare dată, Marșul Eroilor a pornit din fața casei pastorului Laszlo Tokes, purtând drapele tricolore și steaguri ale Revoluției cu vechea stemă decupată, dar și pancarte. Manifestanții au străbătut bulevardul unde, în urmă cu 34 de ani, aveau loc primele ciocniri între forțele de ordine de atunci și revoluționari. Fiecare an este, cred că, una din puținele manifestări care eu le consider pure, pe care le fac timișorenii, și sunt întotdeauna alături de Drucheria și de cei care nu uită istoria contemporană. Mă întorc cu gândurile cu drag în perioada aia, pentru că am dorit să schimbăm ceva, am dorit să facem ceva pentru urmașii noștri și cei care au fost atunci, cred că nu regretă nimeni. E foarte important să cunoască generațiile viitoare, generația mea, ce a însemnat Revoluția și ce au făcut oamenii în 89. Prima oprire a fost ca întotdeauna la Catedrala Mitropolitană. Este locul încărcat de urmele istoriei dureroase ale lui decembrie 89 și unde de fiecare dată au fost aprinse candele în memoria celor care s-au jertfit pentru un vis măreț. Cel mai așteptat moment a fost aprinderea torțelor în memoria eroilor uciși de gloanțele forțelor de represiune în 17 decembrie 89. Suporterii albi-violeți s-au îndreptat apoi spre cimitirul eroilor, locul în care martirii neamului își odihnesc somnul de veci. Decembrie 1989, cea mai sângeroasă zi a Revoluției de la Timișoara. În urmă cu 34 de ani, armata română a tras în propriul popor. 62 de oameni au fost uciși în acea zi de duminică și peste 180 au fost răniți de forțele de represiune doar pentru că au dorit să trăiască liberi. Ovidiu Vorădean de la Timișoara ne spune ce s-a întâmplat în acea zi pe străzile orașului Revoluției Române. Bună seara, Ovidiu, te ascultăm! Pe 17 decembrie 1989, pe străzile orașului erau împușcați primii timișoreni. Nu a contat că este vorba de bătrâni sau adolescenți care au ieșit în stradă pentru că își doreau libertate și au văzut că România era ultimul bastion comunist. Militari și forțele de securitate au executat ordinele criminale primite de la București. 17 decembrie 89 a devenit în acel moment cea mai neagră zi din ultimul secol din Timișoara. La primele ore ale dimineții ale acelei zile, zona centrală a orașului arăta dezolant. Magazinele aveau geamurile sparte, iar cărțile cu biografia lui Nicolae Ceaușescu zăceau arse în mijlocul străzii. Către orele prânzului, armata încearcă o demonstrație de forță și scoate pentru defilare fanfara militară. Soldații sunt însă huiduiți. În tot orașul, oamenii încep să se strângă în grupuri din ce în ce mai mari și mărșăluiesc spre județeana de partid. Acolo, sute de militari, dar și pompieri și ofițeri de miliție așteptau pe manifestanți. Urmează o adevărată luptă cot la cot, iar manifestanții reușesc să incendieze mai multe mașini de pompieri. Între timp, pe străzile orașului încep să apară transportoarele blindate și tancurile. Șefii armatei, dar și cei ai miliției și securității, ajung la Timișoara și preiau conducerea. După amiază, Nicolae Ceaușescu convoacă o teleconferință cu autoritățile locale și dă ordinul care avea să declanșeze infernul. Orașul se transformă într-un câmp de război. Primii martiri ai Revoluției Române cădeau sub gloanțele militarilor în zona centrală a Timișoarei. Apoi s-a tras în întreg orașul. Spre seară, focul se intensifică, iar numărul morților și al răniților crește.
Trupurile victimelor, atât ale revoluționarilor răniți, cât și a celor uciși, sunt transportate la Spitalul Județean. Împușcăturile au continuat întreaga noapte, la fel și arestările. 351 de persoane au fost reținute de forțele de represiune în acea zi. Numărul mare de morți, numărul mare de răniți și de arestați nu i-au împiedicat însă pe timișoreni să iasă în stradă în număr și mai mare în următoarele zile. Timișorenii au înțeles atunci că nimeni, nici armata și nici miliția, nici forțele de securitate nu pot să-i oprească din dorința lor de a schimba regimul care timp de jumătate de secol a condus acest colț de Europa. Încercarea disperată a regimului Ceaușescu de a ne îmbuși în sânge revoluția de la Timișoara avea să dea în clocot spiritul unui oraș care a decis atunci să se opună cu toate forțele unor ordine criminale. Sacrificiul a fost însă unul mult prea mare. Atât de aici. La revedere! Banii pe care românii vor plăti anul viitor pentru facturile de energie și gaz sunt o necunoscută. Deși prețul plafonat este valabil până în martie 2025, furnizorii sunt nemulțumiți și amenință cu întreruperea furnizării sau modificarea plafonării. Statul este dator și nici nu a inclus banii restanți în legea bugetului. În plus, una dintre companii a dat guvernul în judecată pentru că nu i-au fost aprobate toate decontările. Schema de plafonare și compensare prin care românii plătesc prețuri reduse la energie electrică și gaze naturale a costat statul 23 de miliarde de lei în 2 ani. Cu toate acestea, ministrul energiei susține că anul viitor statul va plăti de 3 ori mai puțin pentru energia românilor, deoarece prețul a scăzut. Din datele ANR, dacă luăm anul calendaristic, facturile efective aferente lunilor ianuarie-decembrie 2024 ar trebui să însumeze 3 miliarde de lei, atât pentru consumatorii casnici, cât și non-casnici, deci și Ministerul Energiei și Ministerul Muncii. Statul este însă dator cu aproape 4 miliarde de lei prin cele două ministere care plătesc aceste sume, Energiei și Muncii. Chiar dacă ar avea de plătit doar 3 miliarde pentru anul viitor, necesarul ar fi de aproape 7 miliarde de lei. În proiectul de buget trimis de guvern la Parlament apare un singur miliard la Ministerul Energiei. Asta chiar dacă premierul Marcel Ciolacu și Ministrul Energiei s-au lăudat cu încă un miliard alocat Ministerului Muncii. Sunt prevăzute la nivelul a 1 miliard de lei la energie și 1 miliard de lei la muncă. Planul guvernului este de a acoperi diferența de bani din fondul de tranziție, cont în care intră banii din suprataxarea domeniului energiei. Acesta nu este bugetat momentan, dar ministrul spune că va fi alimentat pe parcursul anului, o procedură aspru criticată de Consiliul Fiscal încă de anul trecut. Consiliul Fiscal pledează pentru transparență, atât în ceea ce privește sumele strânse în acest fond, cât și destinațiile acestor fonduri. În momentul în care tu construiești un buget, în care pornești de la premiza că poți să-i păcălești pe unii, că poți să întârzii facturile către plata facturilor către alții, sau că poți să lași neacoperite anumite cheltuieli și mai vezi tu pe urmă, această construcție se va face praf și pulbere. Furnizorii sunt nemulțumiți și amenință cu măsuri dure. Avem două opțiuni. Una, să nu mai furnizezi, respectiv să renunți la licență. Sperăm să nu se ajungă până acolo, ceea ce va fi destul de bulversant pentru clienții noștri. A doua soluție presupune ca prețul plafonat să rămână doar pentru o parte dintre români. Deocamdată sunt sistate aceste discuții. Este și asta o soluție, cred că de penultimă opțiune, dar în caz că nu sunt bani. Deci nu e vorba cum că s-ar schimba ordonanța de compensare, da? Sau... Nu, exclus așa ceva. Între timp, unul din principalii furnizori din țara noastră a dat în judecată Ministerul Muncii, Ministerul Energiei și ANR pentru o dispută referitoare la decontarea peste 400 de milioane de lei proveniți din schema de plafonare. Indiferent ce am face, există o lege nescrisă, iar timpul nu poate fi oprit în loc. Micile momente de bucurie sunt cele care fac diferența și dau frumusețe vieții. Și muzica are, de asemenea, această putere. Vârstnicii de la un cămin pentru seniori din Mogoșea au primit astăzi vizita unor artiști iubiți precum Mirabela Daur, Irina Login și Raul.
Oameni cu părul cărun, dar inimile pline, îngrijitoare și artiști. Au împărtășit împreună pentru câteva zeci de minute bucuria muzicii. Dacă Mirabela Dauer și Raul au animat atmosfera, melodiile Irinei Login au adus multă emoție. Câte grijă are o mamă, câte dururi o doboară. Câte nopți le face zile să-și vadă copiii bine. Întâlnirea a fost una mult așteptată, inclusiv de artiști. E cea mai mare plăcere a mea în fiecare an să particip la aceste întâlniri cu acești bătrâni minunați. Îi ador. Cu problemele lor, cu atmosfera lor. Cred că e cea mai frumoasă atmosferă pe care o ai la un spectacol. Este sinceră. Din tot sufletul te iubesc. Și voi fi alături de Catea până când voi pleca și eu. Noi organizăm astfel de evenimente pentru că oamenii sunt fericiți să vadă aceste voci superbe care fac parte din existența lor, care de altfel sunt niște oameni cu un suflet minunat, pentru că vin aici să cânte fără a avea vreun folos material. Vin doar să-i bucure pe seniorii noștri. A fost o zi extraordinar de frumoasă. Cântat cu un cor, cu tot, cu Mirabela, cu tot, foarte frumos. Pentru artista Mirabela Dauer, vizita s-a lăsat cu lacrimi în ochi. Trebuie să te maturizezi frumos. Să știi să te duci mai departe în viață frumos. Și e bine să ai sprijin, oameni care să te iubească, pentru că asta te ține în viață. Indiferent de vârstă, indiferent, nu contează vârsta. Să fii ajutat, să fii iubit, să fii mângâiat. Ce ne menține tineri, indiferent de vârstă? Sufletul. Numai sufletul. Numai sufletul. Atât. Viața e scurtă, trebuie să o folosim. În România sunt peste 3 milioane și jumătate de vârstnici care au nevoie de prețuire. A răsunat un colț de România în centrul Londrei. Cine sunt românii care i-au colindat pe englez cu cântecele noastre de suflet? Aflați în câteva minute la Focus. Sute de oameni l-au întâmpinat pe Moș Crăciun, care a ajuns astăzi la rezervația Valea Zimbrilor din Vama Buzăului. Cei mici au primit cadouri de la el, au vizitat rezervația și s-au bucurat de o plimbare cu caleașca trasă de ponei. Mă bucur că ne revedem iarăși, dar și la anul să fiți primiți, da? Bravo! De la orele prânzului, sute de părinți și copii au ajuns la rezervația Valea Zimbrilor din Vama Buzeului pentru a-l întâmpina pe Moș Crăciun. Bravo! Foarte frumoasă colindă! Poftim! Să crești mare, să vii la pozii cu moșul, da? După ce și-au primit cadourile de la Moș Crăciun, cei mici au admirat zimbrii, renii și căprioarele din rezervație. Mulți dintre copii s-au plimbat cu trăsura trasă de ponei. Am jucat, ne-am mai uitat pe ponei, cum trage căruța. Am venit astăzi să-l văd frumos Crăciun și să mă distrez. Iar pe lângă toate activitățile, un cor a cântat colinde tradiționale. În rezervația din Vama Buzăului trăiesc 15 zimbri, 8 reni, 17 mufloni și 8 cerpi. Astăzi s-a inaugurat în capitală un monument în memoria Monicăi Lovinescu și a lui Virgilie Runca, două voci extrem de importante ale exilului românesc din perioada comunistă. Monica Lovinescu ar fi împlinit 100 de ani anul acesta, iar ansamblul statuar are rolul de a comemora rolul celor doi în lupta împotriva regimului comunist. Ei ne înapoiau darul cuvintelor. Ce terapie formidabilă a însemnat pentru noi prestația lor. Monica Lovinescu și-a dedicat viața luptei împotriva regimului comunist alături de soțul ei, Virgilie Runca. Cei doi au fugit în Franța odată cu instalarea regimului totalitar în România, unde au fost portavoci importante ale democrației și dizidenței anticomuniste. Ei erau un far luminos și îi ascultam cu mare drag. Românii puteau auzi la Radio Europa Liberă, iar emisiunile lor erau considerate un pericol pentru Partidul Comunist. Atât de mare încât a existat și un atentat asupra vieții
Monica Ilovinescu în 1977. Avem un exemplu de oameni care au pus un crez, o idee, mai presus de viața lor. O provocare de a înțelege și de a rememora cât de valoroasă a fost vocea exilului românesc într-o perioadă în care speranța aproape că dispăruse. Am vrut să pun față în față două lumi, aceasta cuplului Lovinescu Ierunca, care au luptat împotriva unui sistem pe care l-am reprezentat chiar, mă rog, în această verticală cu personajele acestea rele. În grupul statuar, Monica Lovinescu și Virgil Ierunca sunt înconjurați de o mantie care caracterizează unitatea în voință și gândire. În fața lor este un arbore cu cinci spirite rele cu figuri umane. Ele semnifică securiștii români care au încercat să se infiltreze în redacția Europa Liberă. Momentul perioadei comuniste a reprezentat o ruptură dintre generații, ruptură pe care noi astăzi avem datoria să o legăm înapoi. Sute de persoane de toate vârstele s-au adunat pentru a-i comemora pe Monica Lovinescu și Virgil Ierunca la inaugurarea monumentului. Arta nu există doar pentru a fi privită și admirată. Pentru unii este și un mod de relaxare excelent. Așa este și pentru un designer de modă din Cluj-Napoca. După multele ore petrecute zilnic în atelier, Violeta Ivaz a început să creeze tablouri 3D pentru a-și exprima gândurile și emoțiile. Cu tablourile create a deschis o expoziție care are ca tematică viața așa cum este ea, cu toate trăirile și provocările ei. Pentru Violeta Ivaz, pictura este modul prin care se eliberează după o zi grea de muncă. Ea șterne cu pensula pe pânză toate trăirile și gândurile de peste zi, găsind astfel acel moment de liniște și meditație pentru suflet, de care are nevoie fiecare dintre noi. Toată această trecere în degrade este de la liniștea pe care noi vrem să o avem, unde este textura albă și locul în care noi dormim și gândurile nu sunt expuse. Operele Violetei sunt mai mult decât o simplă pictură. Sunt lucrări ambientale 3D texturate. Aceste noi texturi, atât aglomerate cât și calme, de fapt încearcă să pună în valoare tot ce noi nu putem exprima prin cuvinte. În mai puțin de o lună, Violeta a dus la extrem acest hobby relaxant și acum a deschis un vernisaj la Cluj-Napoca, vernisaj cu toate lucrările. Gândurile noastre sunt greu de spus uneori și atunci dacă poți să te exprimi altfel prin o tușă, o pensulație, un drapaj, o bucată de material, o transpui efectiv fără să vorbești. De mică, din copilărie, îi plăcea să deseneze, să creeze. Cei care au văzut expoziția au fost încântați de talentul artistei. Ce se transmite această colecție? Cred că această colecție este vorba despre trăirile oamenilor și cumva transmit o putere, puterea lor interioară, dar în același timp și un zbucium interior. Această colecție, care are ca tematică viața, arată foarte mult trăirile interioare și îmi place foarte mult cromatica aleasă de Vio și pare bine că am reușit să am oportunitatea de a vedea o altă latură a ei, pe lângă cea de designer pe care am cunoscut-o deja, cea de artist, de pictor și, deși mă așteptam să văd portrete venind de la ea. Prin vernisajul de la Cluj-Napoca, Violeta a demonstrat că, dacă ai talent și pasiune, poți trece ușor de la design vestimentar la pictură 3D. A 72-a zi de război dintre Israel și Hamas aduce noi vești tragice. O femeie cu dublă cetățenie română și israeliană a fost ucisă de teroriști. Este vorba de o tânără de numai 27 de ani. Inbar Haiman, așa cum a anunțat ambasada Israelului din România, studia artă și era cunoscută în Israel pentru lucrările de artă stradale pe care le crea sub semnătura Pink. Data de 7 octombrie însă i-a schimbat pentru totdeauna parcursul vieții. A devenit una dintre victimele grupării teroriste Hamas. A fost răpită de la festivalul de muzică Nova, iar de atunci toți cei care o cunoșteau cereau eliberarea ei. Vestea morții ei vine la numai o zi după ce armata israeliană a anunțat că a ucis din greșeală 3 israelieni care fusese eliberați din captivitatea Hamas.
Peste 50 de cântăreți români au colindat în centrul Londrei, în Trafalgar Square, în fața britanicilor. De la mic la mare, îmbrăcați în port popular, corul a interpretat cele mai frumoase colinde tradiționale din țara noastră. Cu ajutorul primăriei londoneze, Institutul Cultural Român a organizat evenimentul cu primul cor format din membri ai comunității românești din Londra. Papa Francisc împlinește astăzi 87 de ani. Suveranul pontif și-a sărbătorit ziua la Vatican ca în oricare altă duminică. A participat la slujbă și a ieșit la balcon ca să salute credincioșii și să susțină predica. Vaticanul a publicat imagini cu suveranul pontif în timp ce primea un tort de la un grup de copii care i-a cântat la mulți ani. Papa Francisc s-a născut în Argentina, a devenit preot la 32 de ani și este primul papă care nu este născut în Europa, ales în ultimii 1300 de ani. Chiar și cei mai bogați oameni ai lumii au motive de îngrijorare. Cu toate problemele care au loc în lume, cei mai bogați dintre bogați se gândesc cum să se protejeze în cazul apocalipsei. Unul dintre ei este Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, îți face bunker într-unul dintre cele mai exotice locuri din lume. La Kauai, acolo ar urma să se adăpostească CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, în cazul unui scenariu apocaliptic. Refugiul subteran va avea 464 de metri pătrați. Proiectul secret al fondatorului Facebook, numit Colaurance, este deja pe jumătate construit. Este făcut în așa fel încât are propria sursă de a genera energie și hrană. Complexul va avea peste 10 clădiri, inclusiv două vile, care comunică printr-un tunel. Tot de acolo se ajunge la bunkerul subteran. Întregul complex va avea în jur de 30 de dormitoare și 30 de băi, piscine, case de oaspeți și un teren de tenis. Zuckerberg este extrem de secretos în legătură cu acest proiect. Toți cei care lucrează la Colaurance ar fi obligați să semneze contracte de confidențialitate. În 2016, presa de peste ocean vorbea de un zid construit de Zuckerberg în Hawaii, zid care i-a adus probleme cu vecinii. So the land that you own is just across this fence right here. Yes. But Mark Zuckerberg has put up this wall and fence and it says no trespassing. Yeah. What would happen if you tried to go over there? I'd get arrested for trespassing. Even though it's your land. Yep. Proiectul Colaurance este unul dintre cele mai scumpe proiecte personale construite în istoria modernă. Valoarea la care se ridică întreaga construcție este în jur de 100 de milioane de dolari. La asta se adaugă prețul plătit pentru teren, 170 de milioane de dolari. După 3 luni încinse de competiție, a fost decis cuplul câștigător de la Cursa Iubirii. Cine sunt preferații publicului și ce premiu deosebit au câștigat, aflați imediat după publicitate. Astăzi, 17 decembrie, Prima TV împlinește 26 de ani de existență și 26 de ani de istorie. A fost postul de televiziune la care telespectatorii au putut urmări primul serial de televiziune românesc, primul show de cultură generală și primul reality show pentru postul de televiziune din portofoliul grupului Clever. Misiunea a fost tot timpul entertainmentul și informarea corectă și, bineînțeles, echilibrată a telespectatorilor. În 26 de ani, Prima TV a lansat formate de succes care au scris istorie în România și au creat adevărate fenomene. Copiii spun lucruri trăznite, Vrei să fii milionar, Big Brother, Schimb de mame, Super Nanny, Cronica cărcotașilor sau Cursa Iubirii. Una dintre cele mai iubite producții românești, Trăzniții, a intrat în cartea recordurilor, drept sitcomul cel mai longeviv din lume. Știrile au ocupat și ele mereu un rol important. Bună seara! America a fost lovită astăzi de o tragedie fără precedent. Principalele centre de putere ale Statelor Unite și clădiri simbol din New York au fost ținta unor atacuri considerate de toată lumea ca teroriste. An mai târziu prezentăm aceleași știri echilibrate și ancorate în realitate. Prima, să fii prima. De 26 de ani aduci bucurie în fiecare casă. Iar de 10 ani fac și eu parte din bucuria ta. Să fim bine împreună. La mulți ani, Prima TV!
Sunt 26 de ani de Prima TV, 15 dintre ei am petrecut și eu aici. Sunt deja parte din această familie minunată care se numește Prima TV. Aici am crescut, m-am dezvoltat, m-am perfecționat și vreau să cred că eu continui să mă perfecționez în fiecare zi. Pentru dumneavoastră, la mulți ani Prima TV, la mulți ani tuturor telespectatorilor, la mulți ani tuturor celor care în fiecare zi sunt alături de noi și ne urmăresc să vadă cele mai noi știri, cele mai interesante subiecte. La mulți ani! Și pentru vedetele care aduc divertismentul la Prima TV, ziua de 17 decembrie este specială. 13 ani în echipă și alți 13 ani de când Prima există. Vă mulțumim vouă pentru asta. La mulți ani Prima TV și rămâneți alături de noi. La mulți ani Prima TV. Prima TV înseamnă acuratețe și profesionalism în știri. Înseamnă cele mai bune filme. Înseamnă emoțiile celebrităților cu care noi venim zi de zi și există aici, în programele Prima TV, savoarea aceea autentică a României. Prin urmare, dacă urmăriți Prima TV, iubiți România. La mulți ani Prima TV, să fii sănătoasă și sunt mândru că sunt în echipa ta de 3 ani de zile. Primii 26 de ani la Prima TV, postul de televiziune din portofoliul grupului Clever, sunt plini de proiecte unice de televiziune, premiere și un îndemn. Crede în bine și continuăm! După 3 luni încinse de competiție și o finală care a necesitat o rundă suplimentară de vot, a fost decis cuplul câștigător de la Cursa Iubirii. Tania și Eduard au fost preferații publicului și au câștigat marele premiu de 15.000 de euro după o experiență unică în care s-au bucurat, au plâns și care le-a testat limitele. Finala a fost una extrem de disputată, iar băieții au trebuit să se grăbească pentru a-și salva partenerele. Tania! Haide! Vin! Alex și Cristina au fost primii eliminați, dar pentru a fi deciși câștigătorii, a fost nevoie de 5 minute suplimentare pentru vot. Preferații publicului au fost Tania și Eduard, care, spun ei, au câștigat mai mult decât premiul cel mare. Am învățat foarte multe lucruri despre noi înșine despre și despre noi. Cuplu. Și am câștigat o mai multă atenție în cuplu, eu cel puțin o abordare mai blândă a situațiilor conflictuale. Pe locul secund s-au situat Cosmin și Adela, care după probele de la castel aveau chiar un punct în fața câștigătorilor. Am omorât și balaurul. Într-un gest frumos, Tania și Eduard le-au oferit celor doi vacanța exotică Ultra All Inclusive, oferită de unul dintre sponsorii emisiunii. Iar cu marele premiu știu deja ce au de făcut. Ca să ne facem o pensiune unde Tania să gătească, să avem o capră pentru lapte, să avem găini pentru ouă, să mâncăm sănătos. Cursa Iubirii este un format unic de televiziune care a dat frâu liber aventurii, competiției și testării iubirii. Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Imediat începe serialul Secretele Președintelui de la ora 20. Două mame de schimb trăiesc aventura vieților în reality show-ul Schimb de Mame. Duel interesant în Superliga în seara aceasta. Sepsi CFR Cluj va fi în direct meciul pe Prima Sport 1 de la ora 21. În Italia, Lazio și Inter Milano se joacă de la 21:45 pe Prima Sport 3. Dumneavoastră să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți, bineînțeles. Program disponibil pe primaplay.ro.